să mă dea în judecată pentru hărțuire sexuală, ce o să faci? Hai, pleacă de aici, du-te și tratează-te. Hai. Singurul care are nevoie de tratament ești tu, dar de unul puternic care să ți-l trezească pe la micul, impotentule. Pașii mici. Poate știi, știi cum e să trăiești aici. Orașul știe tot ce faci, știe tot ce zici. Poate știi cum e să fii judecat. Știi cu toată ființa ta că ești vinovat. Poate știi de unde vii și cine ești. Dar toate astea se vor schimba în București. Continuă să facă cercetări la fața locului. Potrivit unor surse din poliție, nu se cunoaște încă mobilul crimei. Nu. Nu e adevărat. Ăștia de la televizor mint. Nu era el, nu? Părea să fie el. Nu. Nu era el. Ioara, te-am rugat să ne aduci un ceai. Ce faci, măi? Acum îl plantezi? Taci. Îmi spui mie să tac, cum îți permiți, nesimțitor? Vă rog să scuzați, domnișoară. Narcisa afla că... Că ce? Profesorul... Ce faci, tată? Tot cauți oala de care vorbea Narcisa? Nu îmi caut papucii. Și ce se întâmplă cu Narcisa? Cu Narcisa? Hai, tată, nu mai avem 2 ani. Nu plecăm de aici până nu ne spui tot adevărul. Da. Păi, o să vă spun adevărul. Deci, cu Narcisa e în felul următor. Era... Tata, am nevoie urgent de niște bani. Nu știi să bază ușa? Nu, tată, nu o certa. De niște bani. Poate își cumpără niște bune maniere. În cușilor, de ce vă băgați? N-am vorbit cu voi. Gata, gata, nu vă mai certați, vă rog. Gata, ea a început. Ea e mereu pusă pe scandal. Dacă vă băgați, unde nu vă fierbe oala. Gata. Ileana, Ștefan, lăsați-mă puțin să vorbesc cu Anastasia. Să vă știu o mai trebuie. Anastasia. Tata, sunt niște pitici enervanți. Oricum, îmi dai bani? Pentru ce? De ce trebuie să-ți dau raportul tot timpul? A, e simplu, pentru că sunt tatăl tău. Și trebuie să știu. Și dacă nu-ți convine, liber. Bine. Este ziua Laurei și am vorbit cu prietenele să-i luăm un cadou. A, vezi? N-a fost greu, nu? Bine, păi... Mulțumesc. Stai, stai. Nu. Vreau să te rog ceva. Încearcă să fii mai înțelegătoare cu frații tăi. Se poate? Ești mai mare. Nu pot. Sunt niște draci enervanți. Sunt niște copii. Nu sunt copii, tata, sunt draci. Mă calcă pe nervi, nu-i suport. Parcă nici n-ar fi frații mei. Nu mai spui asta niciodată, înțelegi? Niciodată în viața ta nu mai spui că nu sunt frații tăi. Era doar o vorbă. Nimeni nu mai poate să spună nimic în casa asta.
faceți? Pentru noi cunoștințe. Suntem alături de tine. E groaznic ce s-a întâmplat. Încearcă să te liniștești. De ce? De ce i s-a întâmplat omului lui? Nedrept. Bea. Să te mai liniștești. Doamne, în ce țară trăim? E tu băiat. Cum s-a întâmplat asta? Să nu mai poți să ieși pe stradă, că apare un cretin și... Doamne, ferește! Sara cu de el. L-a omorât ca pe un animal. E groaznic ce s-a întâmplat. Ce soartă a unii, nu-i așa? Nu cred că ar trebui să vorbiți așa, nu-i facem deloc bine. Dar nu înțeleg. Era cel mai bun om de pe planeta asta. Ce putea să se întâmple? De ce el? Ce i-au făcut? E nedrept. Narcisa, nu să vorbesc cu Angela. Trebuie să știi mai mult. Ce mai de aflat, Tudor? Ce să mai investighezi? Lucruri de astea se întâmplă la ordine zilei. L-au omorât ca pe un câine și gata. Tu nu vezi la televizor, nu trebuie să știi? Ba da, dar-mi plac detaliile. Nu mai plânge, iubita mea, nu mai plânge. Nu mai plânge că te îmbolnăvești. N-ai ce să mai schimbi. Nu mai plânge. De unde vii? Am fost să-mi caut de lucru. Cristian? Alo? Am sunat la clinică. Eram îngrijorat. M-am vrut să vă... Cum te simți? Am plecat din casa aia de nebuni. Da, mă gândeam că... După ce ai fugit, te-ai întors. Credeam că... Nu, am... Am decis să-mi urmez tratamentul acasă. Da, e bine. E foarte bine. Da, mult mai bine. În rest? Cum te simți? E totul bine? Foarte bine. Ne putem întâlni? Dacă vrei, mă gândeam că... Alo, Manuela? Poate mai târziu. Trec eu pe la birou. Cine era? Nimeni.
Vic! Vic! Prințeso! Ce onoare! Cu ce ocazie pe aici? A venit să... Să cumperi telefonul. Tu știi, din ziua de azi numai cu gadgeturi. Ascunde banii și cu mine. Ești proastă sau te prefaci? Ce-i în capul tău? Credeai că o să-ți dau marfa de față cu băieții? Bine, scuze, nu știam. Crezi că aici ai farmacia în față de doctor sau ce? Bine, Vic, iartă-mă, dar dă-mi pastilele alea. Am nevoie de ele. Mâine am examen și fără ele nu fac nimic. Bine, marcă bani. Rămâi aici, da? Nu vreau să mai am probleme nici cu agariciul ăla de prieten al tău, nici cu babacul. Dacă îi văd, nu mai vezi nicio pastilă. Ți-am zis că nu o să ai probleme, stai liniștit. Joacă-te cu telefonul să creadă lumea că vrei să-l cumperi. A fost omorât cu sânge rece. Toate indiciile pe care le am duc înspre o singură ipoteză. E mâna mafiei, care a vrut să transmită un mesaj. Cui și de ce asta nu știm încă, dar sigur o rezolvăm în anchetă. Mafia. Mâna mafiei. Totuși nu e decât un profesor, nu? Ești sigur că nu era decât un profesor, Tudor? Păi... Brutalitatea cu care a fost omorât îmi ridică foarte multe semne de întrebare. Dar e ceva ce nu se leagă în toată povestea asta. Oricum, am să te rog foarte mult să nu spui absolut nimic despre caz. Nu să spun nimic. Numai că era atât de tânăr să ai parte de o moarte așa de violentă. Sper să găsiți vinovații. De asta poți să fii sigur. Hai să vorbim și de lucruri frumoase. Vrei? Luăm cina în seara asta? Nu e momentul potrivit să... De altfel nu e niciodată momentul potrivit pentru ceea ce vreau să-ți spun, da. Ce vrei să-mi spui, Tudor? Relația noastră trebuie să înceteze. Da. O veste nepotrivită. Într-un moment nepotrivit. Nu vreau să te rănesc, dar... A fost minunat tot ce a fost între noi, dar... Dar... Sunt foarte mulți de dar, Tudor. Da. E vorba de altă femeie, nu? Aș vrea să știu. E Narcisa, nu? Nu vreau să rănesc. Măcar ești sincer. În caz vorbați. Bun. Cum încheiem o relație? Ce ar trebui să facem acum? Bine. Măcar promitem că... o să ai grijă de tine. Și orice ar fi, nu ezită niciodată să mă sun. Plătesc pentru câteva secunde de fericire cu atâta chin și nenorocire. Cred că sunt blestemată. Cred că așa o să fie toată viața mea. Narcisa, nu te mai amărâși tu atâta. Oricum, viața te lovește când te aștepți mai puțin. Nu știu. Nu știu, dar nu-i drept. Așa a fost scris. Tu n-ai nicio vină. E o nenorocire. A fost un accident. Da. Știu, dar nu înțeleg de ce lui s-a întâmplat asta. Era un om așa de bun. Înțeleg. Săracu. Poate dacă erați împreună, acum era viu. Vă mulțumesc. Cred că mă simt mai bine acum. Asta trebuie să fie. E sânge. Da? Doamna Eliza are bluza cotată și nu iese. E sânge. Trebuia să o bagi imediat în înălbitor.
Am băgat-o. Dar cred că trebuie să stai mai mult, am muiat. Ștefan, ți-am spus, nu ai voie prăjitură cu ciocolată la ora asta. Hai, mătuș, o singură felie. Nu. Doamna Eliza, e pătată bluza și nu iese. Cred că e sânge. Pe cine am omorât, mătușa? Ce te uiți așa? Ce-am zis? Nu mai prostii vorbești, Ștefan. Cum poți să spui așa ceva? Glumeam, dar tu cum nu ai simțul omorului? Nu se glumește cu așa ceva. Da, nu înțeleg cum a spătat-o. M-am tăiat, Mioara. Când coboram dintr-un taxi. Te-ai tăiat? Super tare. Când o să fiu mare, o să fiu doctor. Poți să vă rana? Încetează, Ștefan. Arată-mi bluza. Ai stricat-o. Nu ești în stare să speli o bluză. Eu am pus-o în înălbitor și n-a ieșit. Acum... parcă știe ea să spele. Nimic. Cum nimic? Ai o față plouată. Un prieten a avut un accident și... a murit? La fel ca mama? Hai, gândă-te, nu trebuie să te întristezi și tu. Știu cum e să pierzi pe cineva drag. Da. Și când mă gândesc că era așa fericită, tata în cameră. Eram, nu? Narcisa? Ce? Te-ai împăcat cu tata sau te măriți cu profesorul al tău? Cred că părinții tăi sunt foarte supărați. Nu-mi pasă. Mă bucur că au plecat. Mă simt mult mai bine când nu sunt în preajma mea. Oricât de rea ar fi, nu cred că nu-ți pasă de ei. Singurul lucru de care îmi pasă acum este să-l văd pe Emil cum se târăște în fața mea ca un vierme. Cum își cere iertare pentru tot ce mi-a făcut. Asta e tot ce vreau. Doamne, ție ți-are de răzbunare acum? De ce nu te gândești la relația ta cu Cristian? Aveți o nouă șansă, luptă pentru ea. Lasă-l dracului pe nenorocitul ăla. Dana, eu l-aș lăsa, dar nu vrea să fie lăsat în pace el. Adică? M-a sunat. Vrea să ne vedem. Mamă, nu cred că e bine. Da, bună, fetelor. Bună, Cristian. Ați trebuit de bărfi pe toată lumea? Ce faci? Vrei pizza? Nu vrea. Nu? Dana a văzut o bluză frumoasă în oraș și vrea să-mi ceară părerea. O să ieșim puțin. Du-te, du-te. Auzi, Dana, explică-și mie misterul ăsta. De ce femeile, dragă, nu sunt capabile să meargă singure la cumpărături sau la baie? Păi, ce faceți voi acolo la baie? Narcisa, ce a zis? Nimic. O să-l întreb pe tata. Mergeți să vă jucați afară. Am de învățat. De ce? E și camera mea. Nu ne jucăm. Vorbim niște lucruri importante. Că tata și Narcisa sunt împreună. În visele voastre să mai accepte tata pe geguasa aia.
De ce crezi? Pentru că tu nu ai iubit, nu te să aibă nimeni iubit? Asta nu e treaba ta! Afară, hai! Hai, mi-a zis că e isteric. Unde l-am pus să-l avem în mână? Sau? O carte pe care o citeam. Nu e cartea aia care o ai în mână? Ba da. Nu știu de ce am venit cu tine. Sunt o mare cu asta. Dana, parcă ești o mare stricată, zău așa. Nu stau mult, vin mâine. Manu, dacă stai mai mult de 10 minute, vin și te iau cu forța. Ai Dana, înțeles? Dana, îți repet, nu stau mult, vin imediat. Stai puțin. Manu, ești prietena mea. Te rog să ai grijă ce faci, da? Nu vreau să te văd din nou la nebun legată de un pat. Măcar o dată ascultă-mă și pe mine. Draga mea, stai liniștită. O să fie totul bine, o să vezi. Nu mai sunt Manuela de altă dată. Și ce Manuela ești acum? Am venit. Ce faci? Poate că o să te surprindă, dar sunt chiar foarte bine. De ce să mă surprindă? Ești foarte bine? Păi, hai să recapitulăm. Am pierdut o sarcină, era să mă omor. Am fugit dintr-un spital de nebun. Păi? Nu. Și cu toate astea sunt foarte bine. Mă simt puternică și simt că o pot lua de la capăt. Mă bucur, mă bucur pentru tine. Îmi revin încet, încet. Nu e ușor să treci prin câte am trecut eu. Da. Arăți foarte bine. E ciudat. Adică? Adică ești la fel de frumoasă și de sexy. Deși ai trecut prin atâtea. Ce? Am venit să te văd, nu să ne sărutăm. Iar eu vreau să fac dragoste cu tine. Ții minte când am făcut prima dată dragoste în biroul ăsta? Vreau să mă bucur că ești... Cum se întoarce roata, Emil. Mi-am dorit atât de mult să vii să mă vezi la spital și n-ai făcut-o. Acum vrei să facem dragoste și nu vreau eu. Am vrut să vin, dar nu-mi făcea bine locul ăla. Hai să nu mai vorbim despre asta. Nu-și ceream să te internezi cu mine, ceream doar să mă vizitezi. Hai să nu mai vorbim despre asta, te rog. Hai să ne bucurăm că ești aici, că ești bine, că ești frumoasă, ești sexy. Plec. Mă așteaptă Dana, e jos. Și ce dacă? Zi să plece, zi să aștepte. Aș putea, dar nu vreau. Am venit doar să vezi că sunt bine și că îmi revin după toate șocurile prin care am trecut. Și încă ceva. Da. Relația mea cu Cristian începe să meargă. Puteam să spun asta la telefon, dar... cred că lucrurile astea trebuie spuse față în față, nu? Plecăm. Ce ai, te urmărești o fantomă? Cam așa ceva. Nu, Dana, nu. Conduci tu, te rog. Sper că n-ai făcut din nou aceeași greșeală. Am spus să urci mașină, te rog, conduci tu, lasă-mă cu greșelile, te rog. Dar l-ai văzut? Ce a zis? Hai, te rog, pornește odată. Nu plec de aici până nu-mi spui. Îți spun. L-am văzut. I-am simțit mirosul și a vrut să mă săruste și l-am refuzat. Și dacă nu pornești mai repede, s-ar putea să mă întorc la el. Vrei asta? Dar ce-ți face maniacul ăsta? Ce ai de ești așa topită după el? Haide, Dana, pornește. Oh!
Ești trează. Da, nu pot să dorm. Tu? Mie se te vreau să beau un pahar cu apă. Apă? Nu vrei să bei un pahar cu vin cu mine? Îmi ții companie? Nu, nu, prefer să beau apă. Mai vin amioare, eu incapabilă. De ce? Pentru că nu-ți pune apă pe noptiere, am spus de atâtea ori, nu știe să facă nimic al lumea femeia asta. Nu mă deranjează să cupă. Da. Dar tu ce ai? Parcă am agitată. Se pare. Noapte bună. Noapte bună. Așa și așa. Parcă acum câteva ore stăteam cu el la masă și îmi făceam lecțiile. Cred că eu te înțeleg cel mai bine. Sper doar să mă fi iertat pentru tot ce i-am zis înainte să mor. Narcisa, n-ai nicio vină. N-ai niciun amestec în moartea lui Paul. Știu. Vreau să știu că n-a fost supărat pe mine înainte. Nu. N-avea de ce să fie supărat. Ai fost sinceră cu el. Și apoi și-ar fi dat seama în timp că aveai dreptate. Te-ar fi iertat. Crezi? Sigur. Da. Și acum dacă tot e momentul adevărului, cred că trebuie să spun și eu ceva. A, nu. Ce, încă o lovitură? Nu, nu, nu. Ce, sunt sac de box? Nu, am vorbit cu Angela. Și s-a supărat? Nu contează. I-am spus tot. După ce te mai liniștești, ar trebui să vorbim din nou cu copiii. Da. Cred că o să se bucure. Povestea aia pe care le-am îndrugat-o n-ar sta în picioare nici în fața unui copil de 5 ani. Da. Ai zâmbit. Să mă simt și mai bine dacă mai primesc un salut. Trebuie să mergi mai departe. Oricum nu poți să-l mai ajuți cu nimic. Așa e Leana la ora asta. Vino, tată! Leana, ce s-a întâmplat? Anastasia nu se simte bine. Dar de ce? Nu știu, de să vin. Unde te duci, țăranco? Lasă-mă să mă duc și eu. Treci la tine, îmi băgă una. Taci. Astea sunt probleme de familie care nu te privesc. Hai, marș la tine în cameră. Anastasia! Ce s-a întâmplat? Chiamă salvarea, mătușă! Anastasia! Ce e, dragă, să sară inima din piept? Chiar așa vrei să scoți ușa din țâțâni? Scuză-mă, n-am vrut să te sperii. Dar lasă că la cât te înduri eu cu sfărăiturile tale... Te-ai certat iar cu domnul Tudor? Hai, vezi des horoscopul al tău. Uite că am terminat cu horoscopul. Zic, ce s-a întâmplat? Nu m-am certat cu Tudor. Zgripțuroaica aia, nenorocita aia de Eliza, aia iar s-a luat de mine. Aia, parcă nu o cunoști. Tu te-ai obișnuit. O știi de atâția ani. Îți intră pe ureche, ți-e palta. Da. Poate să mă facă albie de porci, că nu-mi pasă. Eu sunt vaccinată împotriva Elizei. Da. De când am intrat în casa asta, o suport. Dar până odată. Să vezi, mă, ce pumn o să-i dau de vede stele verzi. Stian? Nu, sunt eu, Scarface. Cine să fie? E târziu, am crezut că dor. E târziu, da. Unde ai fost? N-am crezut că o să durez atât de mult.
Nu vreau să-ți faci griji. Nu mi-am făcut griji. Dar m-am săturat de minciunile tale. Te rog frumos să nu interpretezi greșit. Manuela. Oricum nu ne simțim bine unul lângă celălalt. Ce sens are să mințim? Păi lasă-mă să spun. Ia spune. Am fost la Emil. Ai văzut? Nu s-a întâmplat nimic. Am vrut doar să văd dacă am puterea să-l resping sau nu. Și? Ai puterea să-l respingi? Ai chip palpitant. Mă, fată, ce are mă băiatul ăsta să face în tine o cârpă? Hai să nu vorbim despre el în seara asta. Doamne ferește. Hai să văd un pic ochișorii. Mare, mare, sus. Și stângul. Sus un pic. Bine. Hai și gâtul. Mai am 3 ani să scol limba. Haide, haide, un control de rutină. Dacă nu mă ascult și nu ne înțelegem, am să cred că ai 3 ani. Hai, te rog, un pic gura mare. Nu doare. Mare, mare, mare. A, mai lung, mai lung. Bine. A durut? Trebuie să te odihnești. Ai mâncat ceva azi? Da, am mâncat. Mm-hmm. Dar ce am? Ești bine, starea ta e stabilă. Dar ca să aflăm mai multe, trebuie să faci niște analize de sânge. Tu am nevoie de analize, mă simt foarte bine. Mă bucur, asta e bine. Dar analizele tot trebuie să le faci. Dar nu e nevoie. Sunt sănătoasă tu acum. Ei, asta e părerea ta. Dar eu, ca specialist, îți spun că avem nevoie de analizele de sânge ca să aflăm de ce ai leșinat. Da? Ce mult stă medicul. Da. Trebuie să avem răbdare dacă vrem să aflăm ce are Anastasia, dar... Chiar așa ce avea? Ieri era bine și acum așa deodată? Dacă de s-au întâmplat în ultima vreme? Da, Elena, tatăl tău are dreptate. S-au întâmplat multe în ultima vreme în casa asta. Și oricine ar putea fi afectat. Chiar și tu, chiar și eu. Eliza, nu vrei să vorbim mâine despre asta? Ce are Anastasia? Acum e mai bine. Și-a revenit. I-am făcut o injecție, controlul de rutină. Control de rutină? Păi e de ajuns? Ai dreptate. De aceea, pentru asta, i-am prescris un set de analize de sânge. Bănuim ce ar putea fi? Nu știu. Fără analizele de sânge nu pot decât să speculez. Dar mi se pare foarte tensionată. Ca și cum ar suferi din cauza unui stres foarte puternic. Nu e de mirare. Și-a pierdut mama de curând și asta a afectat-o foarte tare. Asta poate fi cauza. Dar totuși insist să fac analizele de sânge, da? Ca să fim siguri că nu e vorba despre altceva. Altceva... altceva... grav? Nu știu. Dar nu e cazul să ne alarmăm, da? Așa că te rog ca mâine dimineață să vii cu ea la laborator, da? Să luăm niște sânge. Da, da. Ah, nu trebuie să mănânce nimic înainte de analize, da? Apoi, în funcție de rezultate, vedem ce facem mai departe. Ai grijă de ea. Mulțumesc foarte. Trebuie să o odihnească. Să rămână. La revedere. Tudor. Da. Cum se simte Anastasia? Ce zici, doctor? E în regulă. Vorbim mâine. Noapte bună. Ilea. Noapte bună. Parte nu înțelegi. Du-te și te culcă. Tu nu vezi că nici Tudor nu vrea să te implice în problemele noastre de familie? E ziua mea și nu mi-aduc aminte? Nu. Dar mi-am adus aminte că în trecut îți aduceam mai tot timpul micul dejun la pat. Și m-am gândit că ar fi frumos să păstrăm asta. Oh, da. În trecut eram în stare să mănânc tot, mă acasă să-ți plăcere, chiar dacă era o scârboșenie. E, uite, anumite lucruri am putea să le uităm. E greu să uiți trecutul. Da, mă rog, hai pentru sandwich-ul ăsta. Poate putem face un efort. Ia gestul meu ca pe un semn de recunoștință. Ce vorbe mari! Și adevărate. N-am vrut niciodată recunoștință din partea ta. Serios.
tot ce am făcut, am făcut că am simțit. Poate uneori n-am reușit să-ți ofer ceea ce vroiai sau ceea ce credeai tu că meriți, dar niciodată n-am vrut recunoștință. Da, dar... eu vreau să-ți mulțumesc că... că ai rămas alături de mine, deși ți-am dat foarte multe motive să mă părăsești. Păcat că nu am avut familia pe care n-am dorit-o. Da. Eram tinere, aveam vise. Vise frumoase. Crezi că e prea târziu să luăm de la capăt? Nu știu. Manuela, ce ne-am dorit noi cel mai mult? Să avem un copil. Ai putea accepta o familie în care să crești un copil al meu făcut cu o altă femeie? iPhone 4 are un ecran cu o rezoluție incredibilă. Astfel, fiecare pistrui, fiecare fir, fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare mesaj, hit, luptă și amintire arată mai frumos ca niciodată. Senzaționalul display Retina, numai pe iPhone 4. Nu știu ce să fac. Să mă duc sau să nu mă duc la mormântare? Săracu, a murit așa în floarea vârstei. Mare păcat de băiatul. Dacă tu te simți în stare, eu zic să te duci. Da, poate ai dreptate. Poate că ar trebui să mă duc. Mai că de când a murit mama, parcă mi-e greu. E greu să mă duc în cimitir. Și mi se pare un loc așa de trist. Este trist, numai că câteodată trebuie să mergem și în astfel de locuri ca să ne dăm seama că unii oameni nu se mai întorc. Ce drăguț, nu? Dar ce e asta? Casă de furnici? Narcisa. Furnicile trăiesc în tuneluri, nu în casă. Da, casă de furnici, de țânțar, de ce-o fi, s-o iei de aici, că mă încurcă, da? Ți-o turtez dacă nu iei de aici. Ioara, trezește-o pe Anastasia, te rog. Da. Dar nu-i da să mănânce nimic, trebuie să mergem la analiză. Ah. Dar ce are Anastasia? Nu are nimic, tată, nu și-a mai făcut de mult analizele. Asta este macheta la care lucrai? Ești talentat. Ăștia-s palmieri? Da. Gândăcelul nostru e foarte deștept. Și dacă sunt așa deștept, vreau să întreb ceva. De ce vă prefaceți? Adică, credeți că am înghițit povestea aia din dormitor? Întârziem la școală. Da. N-ai ce să-mi spui, nu? Întârziem la școală și e mai bine... Să ne grăbim, să mergem. Emil, astea sunt noile cazuri. Ar trebui să te uiți dacă... Emil, mă asculți? Da, da, Cati, scuză-mă. N-am dormit bine azi noapte. Hai, trezește-te. Uite, trebuie să le rezolve astfel toate. Dacă vrei, te pot ajuta. Nu e nevoie, te rog. Sigur e de la somn? Poate e o problemă personală. Ești incredibil. Ți-am mai spus, dar nu vrei să mă asculți. Cel mai mult într-o firmă urăsc secretarele băgăcioase. Te rog eu frumos, vezi de treaba ta. Cati! Ce mai e? Am înțeles. Vrei să fii lăsat în pace. Ți s-a întâmplat vreodată să te îndrăgostești cu adevărat de cineva și să nu-ți împărtășească iubirea? Ce întrebare prostească. Sigur că mi s-a întâmplat. Mie și multora de pe planeta asta e ceva normal. Da, nu știi cum să pleci. Ce, Emil? Ești cumva îndrăgostit? Ești incredibil. Nu te poți abține. A fost o întrebare. Lasă-mă în pace. Gata.
Manuela. Un copil al tău cu altă femeie? Da. Nu mai vreau să ne mințim. Ți-am zis aseară. Eu și Carolina am avut un copil. Poftim? E o nebunie. N-am vrut să spunem nimănui pentru că nu vreau să rănim, nu vreau să sufere nimeni. Cristian, nu înțeleg. Tu care întotdeauna te-ai ferit să... Eu care întotdeauna, eu care niciodată, eu... Uf. Acum Carolina a murit. Eu și Tudor nu mai suntem prieteni. Noi doi nu mai avem niciun fel de relație. Da, și dacă tot nu avem niciun fel de relație, tot suntem la zero, hai să încercăm să construim ceva în jurul acestui copil. Să-i oferim lui o familie. Ce zici? Nu vrei să fii mamă? Ba da, vroiam, dar vroiam să-mi cresc copilul meu, nu al alteia. Gândește-te la ce ți s-a întâmplat. Ai pierdut o sarcină, poate e un semn. Poate Dumnezeu, dacă există, încearcă să spună că... Poți să încerci să-ți deschizi mintea și să încerci să crești copilul altcuiva. De ce nu? Iartă-mă, dar nu mă pot gândi la nimic acum. E greu, te înțeleg. E o gălușcă greu de înghițit. Dar am trecut prin momente mai grele. Un copil e o binecuvântare. Grăbiți și acum trebuie să o așteptăm pe Anastasia. Din cauza ei sunt târziem la școală. Da, trebuie să avem răbdare. Câte răbdare? Aseară nu m-a lăsat să dorm. Hai, gata, lasă, hai să intrăm așa. După ce că nu vreau să merg la analize, trebuie să suport și mirosul jegoasă este ea. Nici gând, tata, eu nu merg cu voi. Anastasia, m-a săturat de fițele tale, treci în mașină imediat. Nici moartă, prefer să merg pe jos la analize. Anastasia, sunt tatăl tău, treci în mașină, s-am terminat. Nu! Putem să avem și noi o zi liniștită? Nu, cu Anastasia nu se poate așa ceva. Tot eu sunt de vină că nu pot sta lângă proasta aia? Am spus clar, ori merge ea, ori merg eu. Tudor, o duc pe Anastasia la analize. În drumul meu merg la psihiatru. Perfect, da? Mulțumesc. Noi doi o să vorbim când mă întorc acasă, da? Îmi deschid și mie papa. Da, merg. Ce este? E roșu? E sânge? Amândouă, frumos, mergem la doamna directoare. Hai, imediat! Dar nu-i corect! Nu-i corect? Fetiță, eu n-am timp de pierdut. Mergi sau nu la doamna directoare? Nu merg, n-am ce să vorbesc cu ea. Am spălat mașina. E lună. L-am trimis pe Petru să o spele. Cum adică a spălat-o? Cu... Ce-i Tudor? Te-a rămulit? Uiți de la mână până la gură? Nu, n-am uitat nimic, dar te rog, spune-mi că n-a spălat mașina. Mi-a admirat fundul și picioarele și te-ai dat la mine. Asta ai făcut. Dana, așa sunt eu. N-am ce să fac. Asta e. Nu te plac nimic. În junglă,
Aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă, fugi în pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ce ai venit în